Mărim ce se va întâmpla la aceste percheziții și avem acum și imagini cu tânărul care este suspectat de procurorii DICOT, care ar fi principalul dealer de droguri pentru gruparea din care făcea parte și Vlad Pascu. Acesta apare pe rețelele sociale alături de un alt tânăr, iar ambii au mână obiecte. O să vedeți imediat ce para a fi niște săbii. Cei doi s-au filmat în fața stadionului Dinamo, iar postarea are mesajul acesta. Citez. Ăștia am zic să nu mai ies din casă, că mă caută. Am încheiat citatul. Haideți să vedem despre ce e vorba.